Polițiștii de frontieră gălățeni au depistat și reținut doi bărbați care intenționau să intre ilegal în România pentru a-și găsi un loc de muncă. S-a întâmplat noaptea trecută, când oamenii legii desfășurau o misiune de supraveghere. Polițiștii au observat două persoane ce se deplasau dezorientate în teren pe digul de protecție al râului Prut, pe direcția localității de frontieră Tulucești. Imediat a fost declanșată o acțiune de interceptare a bărbaților și reținerea lor. Din primele cercetări efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că cei doi sunt cetățeni ai Republicii Moldova și au vârstele de 19 respectiv 26 de ani. Aceștia au trecut în not râul Prut cu intenția de a-și găsi de lucru în țara noastră. S-au ales în schimb cu lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de intrare pe teritoriul României prin trecerea ilegală a frontierei de stat.